Salutare, stimați privitori și abonați ai canalului nostru Auschia. Ne bucurăm că suntem din nou alături de dumneavoastră cu noi și noi știri proaspete de la cald de aici, din cea mai frumoasă tabără ever din această primăvară. Începem prin a ne cere scuze pentru faptul că în perioada aceasta Instagramul nu a funcționat chiar cum trebuie. Numărul enorm de posturi cu hashtagul Auschia a dus la supraîncărcarea serverelor cunoscutei aplicații și asta s-a întâmplat, s-a cam blocat. Herr Zuckerberg ne-a promis că se va trezi mâine de dimineață, iar imediat după ce își bea cacao cu lapte, va băga în priză și cel de-al doilea server, chinezesc și el, ca să putem să vă oferim în continuare imagini frumoase cu oameni simpli, fără trufie. Pentru sănătatea dumneavoastră, dar mai ales pentru sănătatea like-urilor și vizualizărilor noastre, episodul 3 începe cu sexul slab, dar frumos. Stația de autobuz Geislach Kogelbahn a fost declarată cea mai veselă stație de autobuz din Europa Centrală și de Est. Ei bine, iată ce a surprins reporterul Gheorghe Peliculă astăzi cu 3 minute înainte de sosirea ratei. Cardiacii sunt rugați să o lase mai ușor cu sarea și grăsimile. Primul sezon în care aveți sâni fără sutien. Costică, iar se fut un butonul ăsta. Zi-mă și unde era când se... Telefonul bine, Valhân. Ia, dubist, ia. Vesuviu, immediately. Conform unui studiu al unor cercetători somaleși, expunerea prelungită la Traibun poate declanșa depresii acute. Efectele secundare nu se lasă așteptate. Printre simptome se numără delirul mistic religios, nas înfundat și scaune dese și ergonomice. Dacă și dumneavoastră observați manifestări neplăcute, adresați-vă medicului, preotului sau agenției de turism și reduceți cantitatea de gastronomie austriacă. Îngere, gerașul meu, care tatăl nostru, Doamne, ajută-mă, Doamne, izbăvește-mă, nu mai pot, nu mai suport de atâta Austria, nu mai pot de atâta bine, nu mai pot, nu mai rezist cu atâta spaș, atâta bule, să nu pot să stau eu la o coadă, să schiez un kilometru, să nu stau la o coadă, să schiez 15 odată, să fie pârtile late ca autostradă de la București, Mamaia, nu mai pot, ajută-mă, izbăvește-mă, Doamne, te rog frumos, trimite-mă acasă cu ceva, cu avionul ăla care trece acum. Doamne, e nebun, Doamne, nu l-a ascultat, Doamne, s-a urcat Austria la cap, Doamne, Dumnezeule, am mâncat șniță. Doamne, lasă-ne aici pentru totdeauna, te rugăm, Doamne. V-ați întrebat vreodată cum se fac ouăle la 3000 de metri? Flambate, bătute și dulci. Herr Jacob de la cabana Gambetaia a ținut un workshop 1-1-1 mano a mano cu Cristina Mazilu, blogger de păpică. Bună! Atât. Da, da, cu rotajul, da, sigur, să trăiți. Cum să nu? Dar imediat după ce facem, Kaiser Schmarrn și după aia venim. Cum să nu? Da, sigur. Vă salut, domnul comisar. Aha. Sego! Și da? Să nu uităm de... Și așa se face Kaiser Schmarrn în Auschia. Okay. Un fleac, ia-mi mazlic. Publicitate. Alo! 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 Numele mă ăsta, alo!
N-ai semnat la telefon? Intră pe Mercador. Te rezolv eu. Dar tu cine ești? Furu. Salut. Ei bine, iată ne-a ajuns la finalul știrilor noastre, nu înainte de a-i da legătura lui Tomiță Cotabiță, care ne va face un update meteo. Nu uitați, rămâneți pe canalul nostru, pentru că imediat după încheierea programului va urma filmul Dubistaine Grande Vesuvius. Seară bună, zi frumoasă, duminică plăcută! Da, Cosmin, am preluat legătura. Într-adevăr, valul de căldură a lovit din plin Austria. Chiar aici, în spatele meu, sunt câțiva nemulțumiți. Oameni care de disperare au renunțat la haine. O să încerc să aflu și părerea lor despre acest subiect. Spuneți-ne, cum suportați? Deci nu se mai poate așa ceva, deci nu se mai poate. Deci am venit în Austria să mă răcoresc un pic, să fac un pic de schi, da? Să văd un pic de zăpadă, da? Să am niște temperaturi de astea, below zero, da? Așa mai... Și nu se poate, domnule, atâta umiditate, atâta căldură, pe asta e treabă? Păi dar ce facem aici? Ce facem? Da, vă mulțumesc. Dumneavoastră, cum faceți? N-am crezut niciodată că o să ajung în situația în care să mă ascund într-o saună de căldură. N-am crezut așa ceva. Este mai frig în saună decât afară? Da, mi s-au întărit sfârcurile de frig aici pentru că afară este insuportabil. Da, domnul și să știți că datorită acestui fenomen, ceea ce s-a întâmplat acum... Din cauza, adică? De fapt, din cauza ceea ce s-a întâmplat acum, sincer, soarele bate total diferit. Deci te arde pe față, dar în restul corpului nu. Observ că aveți niște urme de la ce sunt urmele? Da, păi odată bate soarele de la ochi în jos și odată bate și pe ochi. Soarele, vreau să spun că aici bate mai tare ca poliția română. Da, Cosmin, situația este gravă, o să revin cu detalii în zilele ce urmează. Ai legătura.